A sperat să atingă o bilă roșie și să ducă bila albă tot pe acolo, pe undeva. I probably needed for the pink, Michele. Bineînțeles că Hebdon solicită refacerea poziției. Da, a solicitat ajutorul scorerului care să-i dea înregistrarea statică a momentului. Yeah. A, puțin mai la dreapta, atât. Atât. Este singura... Și e o bilă roșie? E important să nu fie blocată, să aibă loc pe lângă mănunchi și... Da, e foarte bine. Foarte bine. Doar puțin mai la dreapta, dar nu... Nu cred că împietează cu ceva. Scorul este Michela Tab. Thanks. A lovit cam plin bila roșie. Iar bila albă nu s-a îndepărtat atât de mult. Nu, e aici e problema. Bila albă. Bila albă ca bila albă, dar a deblocat bila neagră. Riscă. Riscă, dar uite că știa ce riscă. Era un unghiul natural care îl ducea acolo. Nine. Are cel mai bun unghi? Să trimită bila albă în mănunchi. Și să aibă continuare măcar la o bilă roșie. Bile roșii sunt, continuări par a exista, dar nu dintre cele mai ușoare. Cea mai ușoară este această tăietură finală la buzunarul superior drept sau o altă bilă roșie, dacă am văzut eu bine, nu aici, cea mai apropiată de buzunarul de mijloc din partea stângă și nu lipită de mantă. Tăietură fină a lui Mark Davis și bila roșie ajunge în buzunar. Foarte important dacă bila albastră are traiectoria liberă spre buzunarul verde. Da. E bine. Este obligat să joace bila maro. Și oricum îl ajută înapoi pe punct bila albastră.
Nu mai poate juca la buzunarul superior stâng? Obligat să joace la cel de mijloc. Oh. Da. Gata. Gata. Sigur e gata. La, și știi din ce considerente sau care sunt considerentele care stau la baza afirmației mele, este gata. Peter Ebdon este însetat de puncte. Nu poate să-și permită luxul de a rata o astfel de poziție a bilor pe masă și astfel de ocazie de a merge în sferturi de final. L-ar ajuta enorm, am văzut clasamentul foarte provizoriu puțin mai devreme, el nu mai figurează în acel clasament în top 16. Da. Și atunci are nevoie de orice victorie. Ok. One. Nu era mai simplă în lovitura la bilă. A fost sigur și de această bilă. A fost sigur, dar... Da, eu aș juca la mijloc. La mijloc începeam și controlam eu bilă albă... Fără să execu lovitura cu sprijin. Aici era problema. De sprijin, nu de altceva. Unde merge bilă ros? Pe punct. Pe punct, fără nicio